Preșcolarii și școlarii din Comuna Cordun au parte în aceste zile de surprize dintre cele mai frumoase. Moș Crăciun venind la aceștia cu daruri din partea primăriei și Consiliului Local, dar și a firmei Soceram, care construiește în localitate o nouă fabrică de BCA. Luni, 21 decembrie, la amiază, compania în cauză a oferit pentru aproape 40 de micuți, cu posibilități materiale reduse, dar și merituoși, câte un smartphone și un smartwatch, în cadrul unei ceremonii adaptate condițiilor actuale de protecție sanitară. Soceram gândește să dăruiască și să vă facă o bucurie. Pe această cale, mulțumim reprezentanților, mulțumim conducerii Soceram, care a luat această decizie. Și totodată sper ca și aceste cadouri să aveți grijă de ele și să le folosiți cu mare bucurie și în momentul în care le veți folosi, să vă gândiți la această companie și să le mulțumiți dumneavoastră. Mulțumim! Stimată audiență, dragi copii, uitați-mă, iară sunt în fața dumneavoastră, ca și anul trecut. Consiliul de Administrație s-a gândit să mă trimită tot pe mine Moș Crăciun, să vă împart darurile. De ce Moș Crăciun? Pentru că mă numesc Crăciun și sunt bătrân. Și atunci numai bine Moș Crăciun. Mulțumim primărie pentru ajutorul acordat în tot acest an. Mulțumim Consiliului de Administrație și Patronatului că a făcut eforturile financiare necesare pentru a vă face aceste cadouri acum la sfârșitul anului. După cum vedeți, am venit singur, am venit cu colegii mei, renii mei, cei care construiesc fabrica la ora actuală, adică domnul inginer Filip Ionuț, care este șeful șantierului, și domnul inginer Bogdan Păslaru, care este maestru energiei electrice. Cordunean de-al dumneavoastră, care pune umărul din greu să terminăm această fabrică. Îi lăs pe colegii mei să vă explice mai multe. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră. Sunt extrem de emoționat, de asta am să vă rog să mă scuzați dacă mă mai văd de puțin. Sunteți cu toții foarte frumoși, mă bucur să vă văd și aș avea o rugăminte pentru voi. Vă rog să fiți exigenți față de voi înșivă, față de obiectivele pe care vi le stabiliți și față de rezultatele pe care le obțineți. Pentru că astăzi, putem cu toții merge mai departe, putem să trăim, să lucrăm, să fim fericiți aici, la noi în țară. Haideți, vă rog, ajutați-ne să construim împreună viitorul acestei țări. De precizat că niciunul dintre școlarii proveniți din Pildești, Simionești și Cordun nu a fost uitat de moșul nici cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 820 de pachete cu dulciuri le-au fost pregătite elevilor din partea primăriei și a Consiliului Local, cea mai mare parte dintre ele fiind distribuite marți, 22 decembrie. Primarul Adrian Ciobanu le-a transmis tinerilor, la fel ca și întregii comunități, urări de și mai bine pentru 2021. La nivelul comunei Cordun și în acest an, chiar dacă a fost un an puțin mai greu, un an pe care cu toții l-am resimțit cu toate problemele pandemiei, un an în care copiii au stat acasă, au fost izolați, au făcut școală online, a fost un an greu pentru toți, ne-am gândit ca la finalul anului să pregătim cu ocazia Crăciunului un moment de bucurie pentru toți copiii și sperăm ca anul viitor să fie un an mult mai bun din prisma acestui lucru, ca de la începutul lunii ianuarie sperăm, avem toată speranța să începem școala reală, dar mâine invităm la Căminul Cultural pe toți copiii din comuna noastră să-și ridice aceste premii oferite de Consiliul Local și de către primărie. Dorim să le urăm tuturor un Crăciun fericit, sărbători fericite și sperăm să avem un an nou cât mai bun. Și totodată dorim ca dragostea lui Iisus, că tocmai la 25 decembrie sărbătorim nașterea Domnului și practic sărbătorim iubirea Domnului. Dacă Dumnezeu este iubire, sperăm ca să lăsăm
cu ocazia Crăciunului, cu ocazia acestor sfinte sărbători, să lăsăm iubirea să pătrundă în sufletul nostru, în sufletul familiilor noastre și în sufletul comunităților noastre, astfel încât să devenim mai buni și cu ajutorul lui Dumnezeu și uniți să trecem peste toate problemele cu care ne confruntăm astăzi.